Te-ai întrebat vreodată cum vor arăta avioanele în viitor? Jet Zero revoluționează industria aeriană și scoate primul avion cu aripi integrate. Este proiectat pentru a reduce amprenta de carbon și a contribui la eforturile de combatere a schimbărilor climatice. Colegul meu, Dumitru Socican, editor al EF News, știe mai multe. Bun găsit, Dima! Bună, Tatiana, din nou! Cum va arăta mai exact acest avion? Sunt tare curioasă. Jet Zero adoptă o abordare inovatoare prin integrarea aripilor în fuselajul aeronavei. Se extinde într-o formă aerodinamică fluidă, dând impresia de curgere continuă între aripi și corpul principal al avionului. Această integrare a designului contribuie la o mai bună eficiență a zborului, iar designul în sine la creșterea eficienței aerodinamice și reduce consumul de combustibil în timpul zborului. În interior, avionul promite un design modern, spațios, cu configurații de scaune adaptabile nevoilor pasagerilor, lumina ambientală și amenajări inteligente care vor crea o experiență de călătorie confortabilă și plăcută. Una dintre cele mai semnificative caracteristici ale Jet Zero este reducerea emisiilor de carbon. Cu o autonomie extinsă, aceasta deschide posibilitatea rutelor mai lungi, mai ecologice și mult mai eficiente. Vrea să dezvolte simultan trei variante: un avion de pasageri, unul de marfă și unul pentru combustibil. Iar primul zbor este așteptat în 2027. Dezvoltarea Jet Zero a necesitat o colaborare intensivă între ingineri, cercetători și specialiști în aviație. Avionul cu aripi integrate deschide poarta către o aviație mai sustenabilă și mai puțin dăunătoare mediului. Acest proiect oferă o viziune pentru viitorul aviației, unde tehnologiile de ultimă oră se analizează cu preocupările pentru mediu. Nu se știe încă capacitatea ca și număr de pasageri, dar cu siguranță va fi unul încăpător și foarte amazing. Așteptăm pe parcurs mai multe informații. Dima, îți mulțumim!